cu voi este Sergiu Portnoi și astăzi am ajuns la Brânzeni. Am venit la Brânzeni la ziua lui Ilie. Și de mașini aici. O să ne parcăm aici, dar nu ne parcăm. S-o fac aici. Ia uite, mulți aici. Vă leu și bazina? Da, da. Și din stau ridicat. Eu am crezut de mâini gata. Bună ziua! Bună ziua! Salut, salut, da, mari! Ce faceți voi? Salut! Salut, salut! Eu și mulți sunteți! Ne va cunosc de pe mașină de la urmă. Și ieți acolo! Și Ilinca a crescut! Salut, Ilinca! Și tătica azi câți ani are? De 30 sau 40? Sau 34 sau 33. Sau 43. Bună ziua, bună ziua! Să vă bucurați de bărbățel! Da, știu că sărbătoare, de ieri, la timp, două zile la rând. Hai, mulți ani! Cumpere ciocolată! La mulți ani, da! Mâine, eu văzut, ne-au urmărit, parcă e mascărie! Și mulți copii, acum sunt ieți, da, da! Chiloței, chiloței! Ce frumos ați ridicat aici! Că vreau și eu sunt margă, dar nu a reușit. Bună ziua! Nu-i pojar, gata, s-a terminat pojarul. Da, da, s-a terminat. Nana, totuși, prietăli? Da, tăti sub control. Tu nu ești aici. Copia ta joacă de ascuns. Unde-i maimuța? Aici e maimuța. Cum o cheamă? Luna. Luna? Luna Orbiela. Nu-i fac inima ca la șobolan. Luna. Luna Orbiela. Șobolan. Foarte frumos. Ciobolan de pădure. Da, frumusică, frumusică. L-a spălat? Da, hai. Toți copiii ajut, iau, toți strâng. Bravo, bravo. Da, da, da. Bravo, Ilinca. Dă-i pașchi greu, dă-i pașchi. Tu ești Alex ori Alexandra? Nu, Alexandru. Alexandru. Bună dimineața la toți. Bună dimineața. Noi suntem azi matinali. Ne ducem la țară. La nord, da, 200 de kilometri, deci 250. Și ne ducem să filmăm filmulețe cu țara. Pentru că pe canalul lui Alex foarte mult le place la abonați videourile cu țara. Serioja, racheta, da? Da, da, acolo. Și foarte, foarte bine, e cald. La trecut când a fost era ultimile dăți, în general. Ploaie, doar ploaie, aducem. Da. Și ducem să-l luăm și pe Nanujenia, trecem să-l luăm și pe dânsul. Și mergem, o să vă arătăm și câteva secvenți cu meleagurile noastre, cei care nu sunteți în Moldova. E foarte frumoasă Moldova, vara, verde, așa, porumb, de toate avem. Iacă și Nanujenia. Bună dimineața! Bună dimineața! Ești gata? Eu am crezut că voi nu mergeți. Eu stau de-am 10 minute și nu o să cum veniți. Da, stai 10 minute. Da, dar pe eu am 10 minute nebunit. Noi și o oră în urmă am fost și nu erai și... Mi-a șicat telefon. Noi și o oră în urmă eram, tu nu erai și noi facem cercuri. A, da? Da. Eu mă uitam și aici și peste drum, știi, în partea celălalt. Să poate n-am înțeles eu corect, mă gândim să... Cerul senin, senin. De mult n-am văzut cer așa senin. Ca în Grecia. Sunt niște nu vreau pe dreapta. Da, sunt, dar așa în general eu. Grecia așa e, cerul e senin, n-are nici un oraș. Așa e,
din aprilie până în septembrie, octombrie, că e așa curat, curat. Facem o stație, să luăm și niște cafea, plăcinte. O, da, cele mai bune plăcințele pe drum care se poate de luat. Da, da. Spre țară. Plăcinte, plăcinte. Foarte gustos. Alex de-a mănânc. Șoareană, nu. Da. Și atâți așteaptă în rând. Da. Cartofi. Nu am dovedit, voi m-ați trezit din somn. Voi m-ați trezit, voi mă hrăniți. Și am gustat și plăcinta mamei, care cu brânză de oi și de vaci, e foarte gustat. Sau nu știu cum se numește. Da, gustat și ea, da. Nu știu dacă e plăcinta mamei, dar știu că e cu brânză de oi. La preferență, mie asta îmi place, prăjită. Mie mi-a plăcut foarte tare și aici. Și așa e, prăjită, adică da, asta e. Da, este asunt... Trebuie plăcintă domnească cu cartofi, să facă. De care? Domnească, plăcinta mamei, dar cu cartofi. Cartofi? Cred că avea să fie o bună combinație. Și combina. Cu aluatul și la moale? Da. Welcome! Facem și o stație, să luăm niște harbuși. Să-i punem în izvor, să răcească. Noi vrem harbuzoaie și culoare. Nu luăm de astea, așa? Nu, și de ce sunt harbuzoaie? Bună ziua! Dar harbuzoaie și vrem, două. Avem. De traiești sau de traiești? Dar care e diferența? Eu zic mai bine una așa și una așa. Hai, dați una așa și una așa. Da, vrem. Ia dă-ne la care să curgă banii. Nu, dă-i stă șis? Dă-i stă șis? Cu coarne. Și ne-ai mâncat coarne? Așa coarne? Tu ai mâncat așa coarne? Eu, și ăsta e coarnă? Eu? Da. Ești interesant. Ia ca așa, unul de ăsta am luat și unul de ăsta. Sunt foarte gustoși, că am gustat de acolo. Mulțumim. Plăcere. Și noi am luat și am trecut așa de la voi și sunt foarte gustoși. Sunt gustoși. Suntem aici lângă Negureni. Nu lângă Negureni, chiar la Negureni. A, chiar la Negureni? N-ai ieșit încă din sat? Nu. A, nu, da, că acolo ieși. Negureni, Chileniști. Da. Negureni și satul lui Emilian Creț. Știm, știm. Poate fi graim de deasă. Da! Mulțumim, la revedere. Da, da, la revedere. Gustoș, am gustat, sunt dulci. Unde-i? Născut. Și-o născut? Ei, da, unde-s? Ești mititie. Nu ți-l ia, nu ți-l ia. Ți-l deu, ia-ți-l, hai, ia-ți-l. Doamne, ferește. Nu puteau mânca. Ia, ia. E tânăr, cum tânăr? Prima dată și eu nu știu. Da, da, ca să-l pui, să-l pui la loc. Bă, Leo, și ăsta? Și ăsta e tutun? Ia uite. Miroasă. Și miros. Și căldură. Și căldură. Da, ăsta chiar e tutun, da? E și tabac interesant. Și nu trebuie, e pentru tâns. Da. Și Denis, aveți tutun, văd pe aici, da? Da. Da, eu trecut la tutun. Da, eu am înțeles. Da, e natural, ia. Da, e. Da, da, se vede. Apoi el nu-i tare, nu șade mult aici încă. Văd că e moale. Apoi să-l supă luxă ca să... Spăl să-l tărăm, da? Da. Este cum spune la înainte era. Începe mai tare. Da, da. Era înainte când este pervisor. Și Bazirico. Faci tu ca de însu așa? El tot așa dansează. Op. Așa pe mânuțe. Rico, frumosul, da? Să vorbim cu dânsul. Rico! Mai cred că... A, cred că și pe mine mă iubești, ea, da. Să urcați pe tata. Am pus pauză. Hai, Rico. Am pus pauză. Pui la arena. Au! Acușa să fac caca. El dacă a făcut, deja gata, nu mai face da. Vreo ori, două. El a făcut la tine, ia-te aici. La tine a făcut. Aha, ia. Pitișca, pitișca, da, da. Pitișca, o să-i pe chipsuri. A fost o șină.
dar se-ntoc la primăvară, măi. Nu stai, Iulia, că aici la tine ai scris două ori de când nu trebuie. Păi nu te crezi că eu filmez, hai. Ofo. Deci acum Matra trebuie să înveți Bucovina, să o cânti undeva, unde să o cânti? La telecrim. Hai, tăți cântăm, hai, Denis, hai. Tot pe tine te-or iubi, dăm din cap. Buților cu creastă rară, nu lăsați straja să piară, măi. Dacă pieri straja voastră, a pierit și țara noastră. Ce faci, Doriana? El e micuț și n-are ochișori, are o săptămână, hai pune-l înapoi. Da, eu știu că-l iubești, dar hai să-l pui înapoi, că trebuie să-i dai mâncărică, Venera. Hai, pune-l înapoi, bine? Și lasă-l acolo, te rog frumos, bine? Iată, Venera, și te rog. Da, da, e te roagă să-l leși acolo, că el... să-l hrănească, să-l încălzească. Da, da, dă-i pace așa, că vezi că el linge. Ea are grijă de el. Hai, închide. Așa, închide, bravo. Îl ducem în garaj. Da. Scoatem legenda. Cam așa să filmăm cu dânsa. E și anul e, cum ar. Șaizeci, șaptezeci? Уже 70. Ну, я мой формат куда-то к тебе видео по каналу Алекс. Пец или видец. Ша, азы, как с фильмами. Ну, вот заводит им дата трекута, когда с фильмами. Дата трекута? Аста... Кад, врю, 3 лунь, 4? Faci test drive. Roata așa din urmă trebuie leacă înflat. Văzut cum mergi în anul? Vrei și tu cu motocicleta? Ia rățuște, ai văzut rățuște? Măi, sărățuște! Da, da. Smute că nu s-aud deloc. Ce de frumoase! Alex a dus să fac un cerc cu Denisca. Dar cum fără dâns? Да, кушас фильмуем Сережа ракета. Колкмат фаши фоку. Беречика, санатати. Авем ла беречика еще чипсур. Шо пешчор дешта сараз, да густош. Анчос. Шо врем с томай чос мэнкам корница. С фачем фригаруй. На терминал фильмер лепяз. Камаш пелари. Аша ан фильмат. Și deja mâine cred că să mai filmăm puțin. Și o să mergem acasă. Că să ne ștergem masă așa. Am luat și crembuște.
Puțin gioști sau cărnășori? Cărnășori. De ăștia groși, că nu erau subțiri. Mm-hmm. Nouă catare îmi plac subțiri, dar nu erau. Da, sau și cărpi masa ăla. Melisa. Să o surcă Melisa. Și o pe și fac unul, da? Ce ai? De Melisa. Știi care ne place nouă, Melisa? Mm. Da, la țară lumea nu cumpără ceai, dar o sucră. Și lemnă este acum? Agață. Agață, aici e tare, ca să-l cămâne ăla, așa? Da, da. E tare. E foarte tare. Cosmos, unde e culcat? Unde e culcat? Pe canapea? Cu mine. Cu Ariana, da. Ariana așteaptă carne. Am mâncat niște chipsuri aici. Și așteaptă cărnița. Și Cristina tot așteaptă carne. Și apoi să mâncăm. Da, aici avem sarmale. Sarbustas. La soacra lui Aliona și răcituri. Vedeam, am mâncat și la amiază. Tot gustoasă. Și toate legumele din grădină. Asta e cel mai plăcut. Și roșiile, da. Și castraveți. Și asta ne dă și acasă. Au te plițe mari, pline, roșiile ca de la dânșii. Haideți să vă arăt unde-i. Nu gata, o făc încă. Încă nu. Să vă arăt teplița. Noi și-am filmat și un video, m-a prins un pic lumina, da? Nu se vede el tare bine. Plin, plin, a să vă arăt mâine. Mâine ziua să filmez. E mare teplița și... încă 2 metri înălțime. Ce frumoasă roșie asta. Încă și aici, astea încă sunt roz. Îmi pare că și altă sortă astea. Aici tot alt sort, uitați-vă și frumoasă. Îți dai seama când bătrânești, când te bucuri. De roșii, de castraveți, de gazon. Acuș și focul, gata. Și punem cărnița. Îți place, da? Îmi doarte, nu-mi doarte. Îmi doarte. Nu. Fericire. Fericire. Bună dimineața! Bună dimineața! Noi ne-am trezit. Vrem să ne apucăm de filmări. Mulți întreabă unde e Cosmos. Dacă aici trăiește Cosmos. L-am adus aici pe Cosmos. El aici e cel mai fericit. Pentru că are izvor. Vine aici să scaldă. Bea apă din izvor. Tot teritoriul ăsta e a lui. Aleargă râmă acolo, este un râu. Pe urmă se duce în pădure acolo și se joacă râmă. Păi foarte tare îi place aici. Toată ziua se plimbă, da, Cosmos? Nu atrezești dacă îl luați la cine înapoi vine. Eu pe jos să pornească înapoi. Vine pe jos. Da, 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 da. Zi? Hai, hai. Hai, scărchină. Îi place? Da, gărghină, da. Să vă arăt că azi e ziua deja. Să vă arăt teplițele. Uitați-vă. Sera. Mă, vă, le dai o căldură aici. Și de cald. Și Cristina vrea să filmăm și aici acum. Foarte mare. Mare și cu multe roșii. Și aici e castraveți. Toți aici frumoși. Numai castraveți aici. Două serii au, cu castraveți și cu roșii. Mă, puia mâia, mai jenuiești pe mine. Ești să strângi roșii așa, ce-ai venit am? O să-mi sfătim? Sau să ne împărțim? Sau să culegi? Să-i împași să culeg femei. A, uite, drag, nu-i chip să culegi. Hai că am uși mă duc și ne-o culegi mâine roșiile. Sunt capșuni? Da. Ține, da. Da. După, știu că aici erau, urăște. A, mai devreme este, da. Radu a fost la un om și am cumpărat special pentru iarna ies. Sunt floarea. Ia uși, băstănel în picioare crește, vezi? Ori nu, și ești ăla. Este castravete. Ăsta și zămos? Nu, castravet. Castravet? Da. E de sămânță, mă, și pepeni ești așa. E bătrân de atâta și așa, să-l folosesc ca să mânță, da, cum atrag? Da. Așa e de dulce. Hai mănâncă tu, hai. Hai mănâncă tu.
Nu lua, așa nu-și faci, vezi? Mhm. Da, și? Da-s gustoasă. Foarte gustos. Bună dimineața, copii! Ce fac acolo? Cosmos cu Venera. Se scaldă? S-a udat. Ce, s-a sărit în apă? Da. E tot cu cioarele. Da, așa, răcoriți-vă. Masa și uitați-vă și cartoșele așa. Frumoșele și delicioase. Mâncăm că mai avem încă un video de filmat. Încă jumătate de video și un video încă de terminat. Și gata, vrem să mâncăm că ne-e foame. Castraveți și roșii din Sierra Cumatra. Dar este așa portocalie, așa e sortul, da? Da. Adică asta tot foarte gustoasă. The best of the best. Am venit la Nujenia. Sunt un ski look. Da, un nou look. Nanjen! Oh my god. Ia și ce ai adus? Zmeură? Și uite, o caldare de prune. Da, Alex, și... Zămoși de la deal. Mă duc să le pun în izvor. De la deal. Hai, pune să răcească, da. Și iau o caldare de prune. Copaci la Leona. A, crezut că e o caldare de pătrunjel. Nu, pătrunjel deasupra. O caldare de pruni. Pruni, de cele tare, așa cum îți place să ia crișoare. Zici că ultima zmeură, da? Da. Mmm, sos. Nu-i dulci tare. Așa-i sortul? Foarte gustos. Unde te-ai băgat? Ia! Uite, eu știu să mă tăpă, uite, ia dacă e încolo. Nu e rea și apa? Nu, e bine! Bine era pochina ta, am pus da. Aici să-l fac. Hai! Era cu riești, hai! Așa, hai și gine! Hei! Hai iar, hai! Ia la Denis, ia la Denis, hai și voi, cum Denis! Ia ca Denis, așa, ha! Driv. Noi am filmat două rețete. Carne, friptură. Da, friptură foarte gustoasă. Foarte, foarte gustoasă. Măligă. Și-a făcut și baba neagră. Așa cum o fac la nord aici, eu o fac diferit. Și-am făcut și rețeta deja noi am. Da. Noi am pus și soria. Rețeta să fie pe canalul Cristinei. Uitați-vă neapărat. S-a primit foarte gustos. Multă muncă s-a depus la baba asta neagră. Undeva 4 ore. De la început, de când ai început să o faci până la sfârșit, undeva 4 ore. Orice babă e capricioasă. Dar asta e specific nordului. Și a spus că nu se zice babă, dar mușneac. Babă se zice la așa. Și asta e cu zahăr topit. Caramelizat. Și da, la tigaie. Are un gust așa ca... Bomboanele? Ca acadelele noastre din copilărie, când topim zahăr în tigaie. Pornit acasă, uitați-vă soa. Accident. S-au răsturnat mierele. Da, Ariana, vezi? S-au răsturnat mierele. S-au răsturnat mierele. Ia ca tirul acesta. Se vede că au căzut pe o parte. Și cu mașina ce e de acolo. Da, ia uite, okay, boxer tot. Da, unde întâi sunt clatină la Ariana? Asta îl scoatem acasă. Azi? Da, azi. Sau altă zi? Azi! Eu nu sunt clatină tare, așa, puțin. Dar noi trebuie să-l scoatem. Trebuie să-l scoatem? Nanu Женя s-a frezat, ea n-arată Nanu Женя. Sau te-am arătat? Da. Am venit Cristina în partea aici a castraveții cu mama. Un arbuz. Împărțăm ceam cu les. Da. Mama tăia. Ia deschide gura. Stai. Ai. Trebuie să mănânci un măr. Nu. Păi să mănânci dintele și să-l înghiți. Stai roșii? Da, mam, eu am strâns-o. Eu am rupt de trebuie. Da, să-mi vădă și roșii. Da, da. Roșii, Ariana. Roșii.